Avea doar 25 de ani când a fost încoronată. Epoca în care a domnit 45 de ani a primit însă numele său ca recunoașterea meritului ei în recăpătarea statutului de mare putere a Angliei. Vom vedea cum vor ieși din dilemă englezii după domnia Elisabetei a II. Bunica umanistului maghiar de origine română a fost sora lui Iancu de Hunedoara. Prietenia cu Erasmus din Rotterdam l-a făcut cunoscut și printre capetele luminate ale lumii occidentale. Pe când avea 23 de ani, compania teatrală pe care o înființase a falimentat. Pentru a se ascunde de creditori, și-a însușit pseudonimul celebru după numele unui sat din sudul Franței. A stat totuși și în închisoare câteva săptămâni pentru datorii neonorate. A definit proprietatea ca furt, ceea ce nu avea să-l ducă decât în disgrația celor care își bazau puterea pe ordinea socială generată de avut. Considerat părinte al anarhismului, francezul a ajuns să se certe și cu Marx. Ca replică la scrierea Filozofia mizeriei, părintele materialismului dialectic a scris Mizeria filozofiei. Nu am ochii cei verzui, dar i-am împlinit profeția de a-l strânge în două șiruri, așezându-l la coadă într-o notă prizărită sub o pagină neroadă. Militantul socialist de la începutul secolului 20 habar n-avea cât de pomenit va fi numele său după instaurarea comunismului în România, pentru că școala de politruși de partid a purtat numele său. Mulți se lăudau atunci că au absolvit Academia Fane Patriotu. Despre armatorul grec se spune că și-ar fi falsificat documentele, întinerindu-se cu 6 ani pentru a evita deportarea din țara natală, Turcia. Notorietatea nu și-a creat-o neapărat prin afacerile sale de armator, cât prin 2 căsătorii cu personaje celebre, Maria Callas și Jacqueline Kennedy. S-a supărat pe comunism încă din 1919, când familia sa a suferit mari prejudicii sub vremelnicul regim al lui Belacun. Nici în Germania lui Hitler n-a avut șanse, așa că în America a participat la proiectul Manhattan, la crearea bombei H și la elaborarea proiectului Războiul Stelelor. Și-a câștigat poporul egiptean de partea sa, pendulând între capitalism și socialism, deși a acaparat puterea printr-o lovitură de stat. A naționalizat canalul Suez, creând în 1956 o criză majoră la nivel internațional. A avut un vis că într-o zi copiii lui vor trăi într-o națiune unde nu vor fi judecați după culoarea pielii, ci după caracter. Acesta era visul lui atunci. A fost cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1964. După 4 ani a fost asasinat. I have a dream that one day this nation will rise up. Academicianul vasluian a studiat la Geneva și Grenoble, apoi în țară s-a dedicat continuării și dezvoltării operei ilustrului său înaintaș Ioan Borcea. Entomologia, acarologia sau limnologia nu sunt chiar științe pentru toți. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.